Seara bună, dragi prieteni! O să facem un clip în seara aceasta și o să dăm curs unui subiect propus de doamna Elena Păcurar, o urmăritoare fidelă a canalului meu, care ne-a propus următorul subiect: să argumentăm dacă se merită sau nu să creștem iepuri și care ar fi motivele. Deci este un subiect foarte interesant. Printre altele, în decursul timpului am mai vorbit despre una alta, dar haideți să facem în seara asta un clip special pentru acest subiect și să începem cu începutul. Trebuie să facem o delimitare clară și concretă între creșterea iepurilor de rasă, orice rasă ar fi ei, ce vedeți uriaș german la mine și la mulți alții, sau californian, neozelandez, berbeci, fluturi sau toate rasele cunoscute și omologate, și creșterea iepurilor de fermă, haicolul francez, care sunt destinați producției de carne, adică pentru sacrificare. Eu o să încerc să argumentez din punctul meu de vedere și după experiența acumulată de-a lungul anilor, o să încerc să fac un clip în care să expun în mare parte trăirile mele și satisfacțiile obținute în urma creșterii iepurilor de rasă, în primul și în primul rând. Deci, dragi prieteni, eu personal consider că m-am apucat de creșterea iepurilor din pasiune, mi-s foarte dragi, nu pentru a obține venituri, pentru că o să fiți foarte dezamăgiți la sfârșitul anului dacă țineți un calcul strict, o evidență strictă și trageți o linie între vânzarea animalelor și tot ceea ce ați cheltuit de-a lungul anului. Material genetic, mâncare, medicamente, o să rămânem cu munca, cel mai probabil majoritatea dintre noi. Deci, creșterea iepurilor de rasă este, după părerea mea, o pasiune foarte, foarte frumoasă, foarte plăcută, foarte des întâlnită și tocmai de aceea eu zic că merită să crești iepuri de rasă, merită să-i crești pentru sufletul tău, pentru familie, pentru chiar și pentru consumul de carne, că vă dați seama, mai și tăiem din ei, nu doar îi ținem să vindem și să recumpărăm, mai și mâncăm. Carnea de iepure fiind un aliment foarte, foarte sănătos, care conține vitamine, omega, absolut toate sunt recomandate în curele de slăbire, pentru diferite afecțiuni, cum ar fi bol de inimă, diabet, colesterol. Iepurile fiind un animal care are o carne fără colesterol, fără multe grăsimi, este recomandat să fie consumat de către oamenii bolnavi. În alte țări, cum ar fi în Germania, din câte știu eu, la copilașii care sunt internați în spital cu anumite boli după recuperare, li se dă carne de iepure pentru că ajută și accelerează recuperarea din convalescență. Deci este un aliment foarte, foarte sănătos. Un punct în plus pentru care eu aș crește iepuri. Lăsând la o parte dragostea și pasiunea pentru ei și faptul că îi creștem de drag, în primul și în primul rând, eu vă spun sincer că din creșterea iepurilor de rasă nu se pot obține nu știu ce venituri, pentru că nu ai cum. Din ce vinzi, reinvestești imediat în perioada următoare, în mâncare, în toate chestiile care sunt necesare creșterii lor și pentru a le putea oferi și lor condiții de trai decente și sănătoase, trebuie să le cumpărăm vaccin, vitamine, mâncare bună, granule, cereale de calitate, orz, ovăz, porumb, floarea soarelui, otavă, fân și așa mai departe. Deci, din această direcție, în ceea ce se pot obține pe plan financiar, în creșterea iepurilor de rasă, eu zic că nu. Nu merită să vă apucați să creșteți iepuri de rasă pentru bani, pentru că nu o să reușiți. Chiar astăzi am tăiat 3 iepuri, 2 puișori au fost umflați, 2 dintre cei mai frumoși. N-am mai stat cu medicamente pe ei, pentru că mai am destul de mulți, i-am tăiat și am deja unul l-am și mâncat.
Deci nu este atât de simplu de crescut iepuri cum cred unii. Gata, ai dat femeia la muntă, te duci și ai cosit un braț de arbă și puii sunt mari. Nici pe departe, prieteni, cel puțin în ceea ce privesc iepurii de rasă, este foarte, foarte greu. Întreținerea lor necesită multă atenție, mult stres, mult timp pierdut și, desigur, multă cheltuială. Să trecem puțin și la cealaltă parte. Dintre cei care mă urmăriți, știți că am făcut la Rareș, Țepean, cele două clipuri frumoase, minunatele lui ferme, și cea veche și cea nouă. Deci, aici, în județul Sibiu, la noi, se află cea mai frumoasă și cea mai modernă fermă de haicul francez, la Rareș, Țepean, la Cașolț. El crește doar haicul francez, îi crește în special pentru sacrificare, pentru vânzarea de carne, are anumite contracte pe care și le respectă cu strictețe. Din câte am povestit cu el, este un băiat foarte, foarte serios. Are și foarte, foarte multe cheltuieli, chiar și cu o fermă de dimensiuni destul de mari, cum ați văzut-o pe a lui. Să nu credeți că acolo sunt câștiguri astronomice, pentru că sunt foarte multe investiții, sunt foarte multe controle, sunt foarte multe intervenții care trebuie făcute lunar, analize și așa mai departe la animale, care costă foarte, foarte mult. Revenim la consumul de carne. Pentru toată lumea care suferă de anumite boli, consumul de carne de iepure este foarte, foarte benefică și vă dați seama, din fermele astea mari pleacă multă carne pe piață și într-un final acolo ne putem gândi la anumite câștiguri. În ceea ce privește creșterea iepurilor de rasă, eu zic că câștigul este aproape nul. Nu pot să zic că aș minți, prieteni, că sunt un om cu credință și nu vreau să mint. Nu pot să zic că investesc bani în buzunar. Iepurii se autosustin într-un final din vânzarea de pui, din vânzarea de material genetic, din vânzarea de adulți. Reușesc să acopăr toate cheltuielile cu mâncare, cu tratamente și cu absolut tot, pentru că este și ceva normal. Nu poți să vii să îți iei din salariul tău sau din casă, de la gura copiilor, și să investești în iepuri banii tăi care ai. Tocmai de aceea trebuie să mai și vindem, eu v-am mai spus asta de mai multe ori pe clipuri. Dar vă rog să mă credeți că nu sunt profituri. Și alea, dacă stăm să le socotim, ar fi iepurii care îi mâncăm peste an și probabil cei care rămân la matcă să fie în plus. Dar să știți că la sfârșitul anului, când tragi linia, nu poți să zici, bă, anul ăsta am câștigat 10.000 de lei din iepuri. Eu niciodată n-am câștigat atât bani. Să zic că am rămas cu toate și cu 10.000 de lei, aș minți. Rămân foarte, foarte puțin bani și materialul genetic și matca care îți rămâne. Dar dacă stăm să socotim la sânge, prieteni, câtă motorină consumă, numai mergând după mâncare, mergând încolo, mergând încoace, munca noastră de peste an, că vii de 2-3 ori pe zi la iepuri, eu vin și de mai multe ori, de exemplu, noaptea asta trebuie să înfete femeia de grifier, vedeți acolo, s-a smuls în culți, am avut o cafea tare din aur și o să stau toată noaptea de pază, pentru că nu vreau să pierd puii. Am în curte o femeie de haicul care trebuie să fete, trebuie îngrijit, trebuie avut grijă de ei. Toate astea, dacă le contabilizăm, prieteni, eu zic că nu rămânem cu câștiguri, dar rămânem cu satisfacția punctelor obținute în expoziție, 96,5, 96, 97, cine a luat. Și rămânem cu mulțumirea sufletească că ne-am putut expune într-un spațiu public și autorizat niște pui crescuți de noi, puișori care se nasc așa, de câteva zeci de grame și de câțiva centimetri, după care se fac, vedeți, dite mai animalele, cu ajutorul nostru și cu îngrijirea noastră, desigur. Deci, doamna Elena, sper să vă fie de folos acest clip. Părerea mea că în afara fermelor și celor care au destul de mulți iepuri pentru sacrificat și pentru carne, nu se pot face câștiguri și nu se poate face profit din creșterea iepurilor de rasă. Și dacă se face, este infim, este de necalculat, nu are rost. Sper să vă placă acest clip, prieteni. O să vă testez și răbdarea,
Încă o dată o să anunț la sfârșitul clipului concursul care la 15K de abonați va fi făcut. Sunt acum 13.900 și ceva, 933, deci mai trebuie undeva la 1.000 de abonați care se pot aduna într-o lună, două, și un minunat puișor și frumos de grifier gri sau negru va pleca cadou în urmă unei extrageri. Pentru cei care mă urmăresc și nu v-ați abonat, nu v-ați înscris încă la concurs, scrieți particip, lăsați un mesaj acolo și în momentul în care a scris particip, eu îmi dau seama că ați urmărit și acest clip până la capăt. Ceea ce reprezintă un lucru bun pentru mine. Cam atât, prieteni dragi, sper să fi fost destul de clar în explicații și toată lumea să tragă concluziile care le dorește. Haideți înainte să închei, să vă arăt un minunat puișor de mascul de gri primit de la Cristi Cârnu. A ajuns aseară la mine, este un puișor de 2 luni și un pic tatuat. O să-l ținem la matcă pentru la toamnă, să vedem ce iese din el. Și dacă este frumos și mare, poate facem și ceva monte. Doamne ajută, prieteni, multă sănătate, Domnul să fie alături de voi, numai bine!